Ce filme de la Hollywood? Mossadul are scenarii la care regizorii americani nici nu visează. New York Times a dezvăluit modul în care Israelul a asasinat pe șeful programului nuclear iranian în noiembrie 2020 și scenariul e desprins din filmele SF. Mossadul a folosit o mitralieră operată de un lunetist aflat la 1600 de kilometri distanță și asistat de inteligența artificială. Niciun agent israelian nu a fost prezent, iar arma a fost atașată unui aparat robotizat, un ansamblu care cântărea peste o tonă și care a fost strecurat în țară bucată cu bucată. Omul de știință asasinat era vânat de Mossad de 13 ani, iar fostul premier Benjamin Netanyahu îl prezentase în fața lumii întregi drept posibilă țintă. Iran lied. Big time. After signing the nuclear deal in 2015, Iran intensified its efforts to hide its secret nuclear files. This is how Dr. Mohsen Fakhrizadeh, head of Project Ahmad, put it. Remember that name, Fakhrizadeh. So here's his directive. It's right here. And he says, the general aim is to announce the closure of Project Ahmad, but then he adds, special activities, you know what that is, special activities will be carried out under the title of scientific know-how developments. Florin Jipa de la Monitorul Apărării și Securității în direct cu noi la Știu. Florin, foarte interesant cum arată în prezent lumea asasinatelor, să spunem așa, la nivel înalt. Unde suntem, unde vom ajunge, ce năzdrăvăni vom mai vedea în perioada următoare, că pare rupt așa din filme. Da, și în războiul de 11 zile din aprilie, Israelul a anunțat că a folosit inteligență artificială în războiul cu cei de la din Hamas, special pentru identificarea țintelor. Și în acest caz nu au spus exact ce au făcut. Mitraliera folosită, să știți că este una foarte veche, este concepută în anii 50 și este folosită în peste 80 de țări, este în trei variante, pentru forțele terestre, pentru blindate și forțele aeriene. Bănuiesc că a fost folosită una din celelalte două, pentru ceea care este pusă pe elicopter sau pe blindat. Într-adevăr, ea trebuie să aibă o bază destul de grea ca să aibă stabilitate și faptul că a fost robotizată pentru a se lua linia de ochire arată într-adevăr că s-a mers destul de departe, iar inteligența artificială, de care tot auzim, va fi din ce în ce mai mult folosită în război. Și deja Uniunea Europeană a ridicat un mare semn de întrebare și chiar a recomandat să nu se mai folosească inteligența artificială până când se vor stabili niște principii de folosire a ei, deoarece cel mai important este cine ia decizia. Acum a fost un om care a luat decizia să apese pe trăgaci, însă sunt deja roboți care pot lua singur decizia să curme o viață umană. Bun, asta este una. Și doi, faptul că, iată, asistăm la aceste războaie cibernetice, pentru că toată lumea vorbește despre faptul că războiul nu se va mai purta neapărat la sol și atunci stăm și ne întrebăm dacă aceste sisteme nu pot fi la rândul lor, nu știu, sparte de hackeri și, Doamne ferește, să ajungă în posesia unor astfel de arme, pentru că în momentul de față e foarte greu să mai pui responsabilitatea pe umerii cuiva dacă nu poți în mod real să urmărești cine, exact cum spuneai și tu, cine a luat decizia declanșării unei operațiuni sau a alteia? Într-adevăr, războiul cibernetic a ajuns departe și trebuie să știți că Israelul n-a folosit doar o armă ca să omoare pe cel care conducea programul nuclear, dar a folosit și un atac cibernetic să incendieze două facilități nucleare în Iran. Deci a folosit mai multe elemente pentru a împiedica, de fapt, acest program nu este împiedicat, este doar amânat. Chiar auzi că a fost cel puțin 5 ani după aceste operațiuni. Într-adevăr, este un mare semn de întrebare și, de fapt, ăsta este pericolul principal în folosirea inteligenței artificiale și tehnologiei de vârf, deoarece oricând cineva poate să îți intre în sistem și să-ți folosească armele chiar împotriva ta.